Furtul a avut loc chiar în aceste momente de tensiune maximă, când viața tânărului de 18 ani scos fără suflare din valuri stătea în mâna salvamarilor. În momentul în care acordam primul ajutor, am lăsat telefonul mobil exact în lângă mine. După câteva minute, dorind să iau legătura cu serviciul medical de urgență, am observat că nu mai este telefon. N-am cuvinte. Eu consider că nu mai există umanitate. O persoană care erau, cum sunt tot felul de oameni care se uită stânga, a venit, a luat telefonul și a fugit. Să iei un telefon așa de la o persoană când un om e între viață și moarte, este într-adevăr ridicol. Hoțul nu a ajuns prea departe. Un jandarm din Timișoara, aflat în timpul liber, a observat ce se întâmplase. Un individ la vreo 45-48 de ani i-a ridicat telefonul de pe jos și l-a pus în sacoșa sa și a încercat să fugă. Când a ajuns în dreptul meu, el l-a prins de braț și l-am imobilizat. Nu doar jandarmul și salvamarii sunt eroii acestei întâmplări. Tânărul care a fost scos fără suflare din apă a supraviețuit și datorită intervenției rapide a unui tânăr polițist din Covasna. Acesta e detașat pe litoral, dar era în timpul liber când a auzit strigătele de ajutor și s-a aruncat în apă. Am intrat după el, am făcut 3 scufundări. Din prima nu l-am putut identifica, la a doua l-am identificat, dar n-am putut să ajung la el deoarece era pe fundul mării. Iar la a treia l-am identificat, l-am prins, l-am scos la suprafață și eu și victima, respectivul băiat, am fost preluat de salvamarii de la Costinești. Tânărul salvat din mare este acum internat la spital, iar starea sa este stabilă.